Ok, dragii mei, s-a întrerupt legătura, s-a întrerupt legătura în timp ce vorbeam. Va trebui să fac acest un scurt videoclip și pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu și la ei am uitat, la voi s-a întrerupt. Dar, am zis că facem, ia uite, justiție, aici sunteți voi, vreți justiție, vreți să echilibrați, să vă echilibrați viața personală după ce ați ținut secret eventual un stil de viață. Un stil de viață, eventual cineva v-a așteptat să veniți, v-a așteptat cu poftă, dar să echilibrați iar 6 de bâte, să echilibrați situația. V-a așteptat cu multă pasiune, dar a trebuit să alegeți între bustiții. Într-o persoană și cealaltă. Ia, balanță, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță. Împărăteasa. Împărăteasa ați putea fi voi care trebuie să vă temperați. Pe de altă parte, ia uite ce frumos, ce frumos. E un personaj care, pe care îl iubiți cu toată puterea voastră. Și vedeți foarte frumoși, foarte frumoși. Dar trebuie pe de o parte să vă echilibrați, să aveți răbdare în manifestarea acestei mari fericiri. Soarele iar a apărut, da? Temperanța iar a apărut. Și bănuiesc că aici sunteți voi sau altcineva, semn de pământ sau nu contează, semn de apă, nu contează semnul, persoana pe care o vedeți, cea mai frumoasă femeie sau cel mai frumos bărbat pe care i-ați întâlnit până acum. Și în sensul de și frumusețe interioară, nu mă refer doar la frumusețe exterioară, dar îi vedeți și exterior, într-un mod special. Și iar regele de bâte, de monede, vreți să fiți persoane stabile, vreți să oferiți stabilitate, da? După ce, la un moment dat, ați fost mai distanți, eventual, regele de spade ați putea fi voi, cu spânzuratul. Și din cauza asta ați amânat o victorie. Dar, din punct de vedere intim, am zis că îi vedeți pe cineva ca pe soarele vieții voastre și vă doriți să fiți și voi la fel de frumoși, de satisfăcători pentru ei, așa cum îi vedeți pe ei. Ia, să vedem, balanță. Uf, nu-s prea multe. Aveți nevoie să stați la o discuție, da? Eventual în secret cu cineva, Marea Preoteasă. A apărut și Împărăteasa și Marea Preoteasă pentru un iar semnul peștilor, dar nu e obligatoriu. Deci vreți să stați de vorbă cu cineva, cu Marea Împărăteasă, să schimbați. Am înțeles, să schimbați niște iaute, trădări, niște trădări sau să renunțați la un ciclu de mari trădări, de dureri, de dezamăgiri în dragoste. Vorbim de dragoste, da? Persoana aceasta s-a simțit izolată, sau voi, sau ei, evident, și vreți să schimbați, vă doriți schimbarea. Eventual, dacă a mai fost o a treia persoană, o lăsați în urmă pe acea persoană și vă puneți persoana dragă pe un piedestal, că doar e împărăteasă, da? Doar este soarele vostru, da? Îi puneți acolo unde merită să fie. Iar schimbare, iar 10, iar octombrie. 10, 10, da? 10. Și 2, 2. Ha, 2, 2 și 10, 10. Interesant. Bănuiesc că se referă la acest personaj, care este, într-un fel sau altul, reprezintă totul pentru voi. Doar că trebuie, repet, să stați de vorbă. Să reaprindeți flacăra în cazul în care s-a pierdut în atâtea lacrimi și trădări. Interesant. Și să împărtășiți ce? Mărul. Mărul. Nu e măr sau e rodie? În fine. Să împărtășiți ce aveți unul cu celălalt. Adică să fie o relație bazată pe împărtășire, nu pe vampirizare, nu pe o dorință de a avea, ci de a oferi. Aveți și pâinea, pâinea înseamnă cuvântul, mărul înseamnă tentație, da? Flacăra înseamnă pasiune. Amândoi sunteți luptători. Amândoi sunteți încăpățânați, amândoi sunteți foarte puternici, că nu degeaba a apărut și cuplul de forță și nu degeaba a apărut, au apărut toate cărțile acestea foarte puternice.
Bănuiesc că lângă această persoană, iar apare marea preoteasă și în cazul în care ei sunt aici, că ar putea să fie și ei, persoana aceasta cunoaște foarte multe, este spirituală sau are o viață altfel decât a celor cu care v-ați obișnuit unii dintre voi. Are cheile inimii voastre. Și e o persoană mai pudică, da? Dar trecând peste asta, vă doriți în secret această întâlnire în care voi să explicați și să schimbați, da? Să schimbați energia negativă, starea aceasta de lacrimi în care a stat ori voi, ori ei, ori amândoi separat. În cazul în care reușiți să schimbați, puteți să transformați Marea Preoteasă în Împărăteasă, pentru că e 2 și urmează 3, o creștere, da? Să o transformați voi sau ei, evident, în iubirea vieții voastre. Eventual simțiți o atracție foarte puternică, ca un dragon devorătoare în prezența lor. Și nu vorbim doar de atracție fizică, vorbim de complementaritate sufletească, spirituală, este soarele. Eventual vă doriți să vă și iubiți, nu doar să stați de vorbă. Interesante cărțile, nu știu cum o să lipesc. Dacă lipesc, iar o să se vadă dunga aceea. Vedem. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!